medici din capitală acuzați de malpraxis au fost condamnați la câte un an de închisoare, dar vor rămâne în libertate. Femeile în vârstă de 44 și respectiv 57 de ani au fost găsite vinovate de moartea unei tinere de 21 de ani, dar au scăpat de pedeapsă deoarece termenul de prescripție a expirat. Potrivit Procuraturii Generale, în anul 2009, o tânără a decedat în urma unui diagnostic incorrect pusă de un medic de la urgență și confirmat ulterior de medicul de familie. Pacientei a fost prescris tratament pentru viroză, dar tânăra suferea de o infecție provocată de un furuncul. Chiar dacă cei doi medici nu vor merge după gratii, ei vor fi obligați de instanța de judecată să achite câte 100.000 de lei prejudiciu moral familiei victimei.